treabă? Bună ziua! No, hai că încep și eu vlogul de astăzi, nu încep eu vlog la ora 4, e 4 fix. 4 fix și încep și eu vlogul de astăzi, este 2 august. N-am filmat nimic până la ora aceasta, n-am făcut extraordinar nimic astăzi și nici nu am un plan să fac în continuare. Voiam să vă povestesc de seara trecută cum a fost până la urmă. Seara s-a dus până la urmă Rareș după Filip, l-a adus acasă și a dormit în mașină, nici nu s-a mai trezit astă noapte, a dormit până dimineață pe la ora 8. Și la ora 8 s-a trezit și am mai moțăit așa, dacă am pe la 8 și jumătate, ne-am cam dat cu toții jos din pat. N-am mai mers cu Rareș astăzi la țară, am rămas acasă și m-am hotărât astăzi cu Rareș. Ne-am hotărât, de fapt, ca astăzi să nu mai fac nimic. Bine, să nu mai fac nimic, o să gătesc ceva, o să fac niște paste mai pe seară, mai am de împăturit niște hăinuțe. Dar în ultima perioadă ne-am axat foarte mult pe ceea ce înseamnă mutat, treabă, o grămadă de lucruri de făcut și l-am cam neglijat așa puțin pe Filip. Tot a stat ba cu mama, ba cu soacra. Nu a fost ce trebuie, așa că astăzi am stat mai mult cu el, l-am pus la somn, a dormit, că și așa zile astea nu mai dormi la miază. Iar acum i s-a trezit de vreo oră, cam așa, din somn, din somnul de prânz și am pus pe Netflix un film, mă duc să fac câte o ciocolată caldă și stăm să ne uităm la un film amândoi, mai târziu o să gătim împreună și mai pe seară poate ieșim la o înghețată cu Rare și la Mac. Să-i cumpărăm și lui o înghețată, ca să stau puțin mai mult cu el, că oricum și zilele astea mai urmează multe de făcut. Rareș a fost, a cumpărat chestii de pe la Dedeman și are în continuare o grămadă de treabă. Noi astăzi n-am făcut nimic extraordinar, dar voiam să vă spun că nu ne-a ieșit nou planul cu mersul lui Filip la socri, să rămână la socri să doarmă. Nu a vrut, pur și simplu, el a vrut pe tati, a vrut să vină tati. Nu știu ce și-o imaginat el, și-o fi imaginat că după ce adorme sau dacă vrea să doarmă acolo, îți venim și noi sau nu știu, că el tot îl cerea pe Rareș. Dacă mă auzi vorbind și vine. Da, mami! Oh, bună ziua! Hai de salut la copii! Spune salut, copii! Oh, mi-a dat un pic de pire. Și vreau să fac o băiță, te să-i dai unghiuțele, chiar așa au crescut. Și să stăm astăzi amândoi, da? Da, iar s-au crescut. Oh, mă dai jos, mami! Pentru momentul nostru de relaxare am să fac o ciocolată caldă. Eu am așa ciocolată în casă și mai am niște ciocolată neagră. Nu am să pun ciocolată neagră și albă, cu lapte, pardon, nu mai am. Și dacă știam, mi-aș fi cumpărat, dar nu m-am gândit că am să fac. Dar m-am gândit acum că am bea o ciocolată caldă și nu am la Festa, oricum asta e super bună, deci dacă vreți să faceți ciocolată caldă, o recomand. Noi o făceam foarte des în perioada Crăciunului, în Vlogmas atunci, și de atunci chiar că n-am mai făcut-o, de prin ianuarie n-am mai făcut-o. Și avem nevoie de o ciocolată simplă cu lapte. Noi eu o să strecor bucățelele astea de alune, că nu le vreau. Ciocolată pe care am să o rup. Am să o rup și am să o pun aici, în această crăticioară. Și o punem pe foc, la foc mic. Am pus ciocolată pe foc și cu ustensila asta de la bucătăria lui Filip am să amestec până ce o să se topească, dar nu o lăsăm să se ardă, adică la foc mic și amestecăm cât de mult putem ca să nu se topească ciocolata, să nu se ardă, pardon. După ce se topește ciocolata, o să punem lapte și apoi după ce pun laptele, am să pun coajă de portocală. Dacă vreți e opțională, dar dacă nu puneți coajă de portocală nu e aceeași treabă, adică e diferență foarte mare. Așa. Hai, poate te topești. N-am mai făcut cu ciocolată dintre asta, dar o aveam în frigider și am zis că o să o folosesc așa. Pun ciocolată, pun lapte și coajă de portocală și asta este tot. Dacă vreți să puneți niște frișcă, vă dați seama că nu strică.
Noi în vara nu bem așa ciocolată caldă, dar acum parcă chiar mi este super poftă așa de ciocolată caldă. Și am zis, hai să facem. Să știți că ciocolata mea nu arată chiar cum trebuie, pentru că are foarte multe bucățele dintre astea de alune. S-a topit și acum încep să pun câte puțin, câte puțin lapte. Să amestecăm. Mai amestecăm puțin. Și acum am să pun coajă de portocală. Eu nu mai am nici răzătoarea aceea micuța mea. Așa că am să o tai cumva cu bulețe și mai lăsăm un minut să fiarbă toată treaba asta aici cu tot cu coaja de portocală și gata. Am pus și bucățelele de coajă de portocală și după cum am spus, mai lăsăm un minut, nu știu, 30 de secunde să mai tragă așa un clocot ca să intre și aroma de portocală în toată ciocolata caldă și asta este ciocolata caldă. Credeți-mă că e delicioasă. Pentru că hashtag ne mutăm, nu mai am ustensile de niciun fel, n-am găsit nici trecurătoarea, am încercat să, când am pus ciocolata caldă în cană, să nu-mi curgă tot ceea ce are ea la, pe fundul cratiței, să nu îmi curgă toate balunile alea. Aici este ciocolata mea caldă. Iar aici este ciocolata lui Filip, o să iau coaja de portocală de deasupra și asta e ciocolata caldă. Așa, într-o zi de asta de vară frumoasă de august, vă invităm și pe voi la o ciocolată caldă. N-am mai făcut din decembrie, ianuarie, dar credeți-mă că e foarte bună, sper să fie la fel de bună. Iar laptele îl puneți în funcție de cât de dulce vreți voi să fie. Și dacă toți sunt aici la bucătărie, voiam să vă arăt ce am adus de la țară, dovlecei, ardei, roșii, ceapă, cartofi. Astea s-a dus de ieri și să vă arăt. Aici e dormitorul nostru improvizat. Rămăsesem la florile pe care mi le-a cules Filip și mi le-a adus de la mama. Când a fost la mama zilele trecute, au mers ei în grădină și Filip a cules floricelele astea și mi le-a adus. Dar se scutură așa de tare aici pe masă. Nici vază nu mai am, evident. Gata, ne punem să bem ciocolata caldă și ne uităm la film. Dar numai că trebuie să mai răcească, că e ciocolată fierbinte. Hai să se potrivească cu vremea de afară. Cu 2 august. Ia uite de ce fug. Hai. Cu Sania, nu? Noi am ieșit la întâlnire cu tati. Este 10:15, 2 august și mergem. Unde mergem? Unde mergem? Ne scoate tati la înghețată și apoi când ne întoarcem îl punem pe Filip la somn. A dormit astăzi la amiază vreo 3 ore și e super bine dispus și mergem să mâncăm o înghețată la Mac și apoi venim acasă. N-am mai filmat nimic, am făcut o grămadă de treabă, dar n-am mai filmat. Hai de mânuța. Hai, du-te la tati, poți să mergi. Filip iese un papucel din picior. Bună seara! Bună seara! Unde ne scoți? Seara. Două McFlurry, una Mystic și una Luna. Ok, e prima care asta. Înghețata noastră. Haide să nu fie dezghețat. Da, deja au început să dezghețe. Dă-i mânuța lui tati, Filip. Nu, tu ești mare independent, așa, nu? Mhm, se vede, da, o vezi.
Rareș? Vezi-o? Nu mănâncă lupul. Ce mănâncă lupul? Nu mănâncă lupul. Luna? Da. Mm. Bună dimineața, nu știu dacă mă auziți, dar este miercuri, iar noi am venit la Dedeman, este 9:30 și suntem la Dedeman. Am venit să cumpărăm niște chestii care sunt nesemnificative cumva, adică sunt foarte micuțe, dar costă o grămadă de bani. Sau niște chestiuți în căruț deja, mă rog. Am venit să luăm faianța pentru bucătărie și să vă arăt și ce faianță luăm noi pentru bucătăria noastră. Asta este modelul de faianță pe care o să-l luăm, să-l punem ca brâu, așa. Vedeți că au și pe albastru, au și pe alb și pe rozul acela, dar au și așa variantele astea. Eu o să merg pe alb, ca să fie în acest fel. Sper să-mi iasă așa și sper să fie acestea. Eu nu-mi dau seama dacă astea sunt mai micuțe. Era le zice că astea sunt și, sincer, nici n-am găsit în alte parte. Ele sunt micuțe, sunt niște bucățele mici, totuși par mai mari pe cameră, dar nu sunt așa de mari. Și așa ar trebui să-mi arate în cele din urmă. Că așa o să le punem, nu o să vină puse așa. Ele o să vină așa. Ca să vă arăt, să vă faceți și voi o idee. După asta am venit și după alte lucrușoare, micuțe, ne-a mai trebuit ceva pentru plintă, niște chestiuțe, ne-a mai trebuit ceva pentru praguri, foarte multe lucruri așa. Mărunțele cumva, dar asta facem, aici suntem, asta cumpărăm. Au și marble, dar mie așa îmi place și eu așa îmi doresc. Ce ați mai luat acolo? Ungă de expansiune. Tocmai ce spuneam că n-avem nimic în căruț, tu aduci asta mare. Așa. Și astea sunt pentru plintă, niște cleme. Și mai avem astea pentru praguri. Și gata! Acum am văzut că ce luăm noi, tot 69 era când am venit noi și ne-am uitat. Și acum e 55 metru. Noi o să luăm 4 metri, pentru că o să punem doar pe peretele acela principal. Deși ar mai trebui încă un perete, dar când o să am mobila, bineînțeles. Nu știu cât mă auziți voi acum, dar este 55 de lei metru. De la 69-70. Vedeți cum ne-am răzgândit, pentru că am găsit-o pe asta, care asta este faianța pe care o vreau eu, doar că era în altă parte. Noi i-am tot uitat și n-am găsit și acum am găsit-o și o luăm așa. Asta e cea pe care mi-o doresc eu, de fapt. Așa că acum aștept să vină doamna care ne-a dat-o pe cealaltă să ne-o schimbe. N-am apucat să o plătim, n-am apucat să plecăm, cât o încărcat Rareș, dar ideea e că asta e. Nu pare așa mare diferență între cele două, dar este diferență, pentru că eu când am găsit-o pe cealaltă albă pe care am cumpărat-o prima dată, am uitat de mai multe ori la ea și mi se pare că e cea pe care o vreau eu, pentru că în capul meu ați văzut cum arată, cum trebuie să arate. Și mi se pare că asta seamănă mult mai bine, asta este de fapt. Și o schimbăm. Sper să se vadă și acolo pe cameră, când ea e undeva cocoțată acolo sus. Și mi se pare mult mai frumoasă decât cealaltă. Știu că poate nu se vede mare diferență, dar este. Iar asta se numește faianță Metro White Bevel și cealaltă se numea faianță Metro Blanco. Deci nu era mare diferență, dar na. Poate m-a făcut cumva să văd diferența și faptul că ea e așezată așa și în partea cealaltă e așezată fix cum îmi place mie. Dar asta este. Îmi petrec jumătate din zi căutând lucruri de astea. Super interesante. Pa! It doesn't matter where I am.
târziu, Filip a dormit, a făcut Nani, acum s-a trezit. Hai să vă arătăm ce se joacă. El aici a mâncat pepene și paste, nu? Da, ia. Iar eu arăt așa pentru că de vreo oră, cam așa, mă joc cu Filip și ne-am pupat, ne-am ciufulit, ne-am jucat aici și de asta arătăm amândoi așa, nu? Da. Ia. Da, asta e Biblia pentru copii. Filip se joacă aici. E o aplicație foarte faină, Biblia pentru copilaj și foarte interactivă. Pe lângă povestioarele pe care le au, au tot felul de activități pentru copilaj. Plus că, uite, trebuie să dăm aici, citește, ia. Și aici ei pot să apese pe animăluțe, e foarte faină aplicația. El e super încântat de ea, îi place tare mult. Mac, Mac, cine face Mac, Mac? Cine face Mac, Mac? De, ia. Hai să dăm mai departe, hai. Să dăm mai departe. A spus Dumnezeu că nu trebuie să mâncați din fructul acestor pomi. Iată pe șarpe. Nu mai merge, apasă pe șarpe. Dacă mâncăm din el, vom muri. Ia uite-l. Bună ziua! Ce mai faceți voi? Am prins un moment în care să vorbesc cu voi, am părut, dar nu am timp să vorbesc mai târziu, așa că am ieșit din duș și am zis că acum e momentul. Este joi, Filip e plecat cu Rareș, este vreo 3 ceasul, pe la 4 și ceva vine Rareș și ne apucăm să cărăm lucrurile mai mari din casă, cum ar fi dulapul, mașina de spălat, aragazul, frigiderul, dulapuri. Mașina aceasta mare a lui Filip, o ducem la, cred că la mamă o să o duc, nici nu știu, pentru că părinții mei au luat-o și aici n-am avut unde să o folosim. Cred că o să o ducem la nimeni să se mai joace Filip acolo cu ea. Ce update să vă mai fac, n-am mai filmat nimic, deja m-ați întrebat dacă suntem bine, dacă am pățit ceva. N-am pățit nimic, dar n-am mai avut ce să mai filmez, când să mai filmez. Am mai pus în cutii, am aici ultimele cutii cu haine. Parcă nici nu știu să vorbesc, când pornesc camera, parcă toate ideile mi le uit. Să știți că în timp ce făceam duș, deja mă gândeam ce am să vă spun și tot am uitat din ce m-am gândit să vă zic. Să vă mai spun ce mai facem noi. O grămadă facem și mai sunt încă o grămadă de făcut, dar ne-am... zbătut, ca să spun așa, să facem cât mai multe, ca să putem să ne mutăm direct la noi în casă. Nu m-ar deranja dacă am mai stat câteva zile pe la socrii care sunt acolo foarte aproape de noi, dar noi ne-am dorit ca mutarea aceasta noi să o facem direct la noi în casă. De asta am tras așa de tare să ne mutăm și să facem ce este mai important. Asta înseamnă că ne trebuia să dăm cuvar, aveam nevoie să avem parchet, aveam nevoie de apă, ceea ce o rezolvat Rare, și aveam nevoie de apă caldă. Aveam nevoie să avem geamurile, ușile exterioare, cumva, aici mă refer la uși, pentru că cele interioare știți deja că nu le avem. Ne-am gândit la o variantă cu ușile din interior, să ne cumpărăm ceva uși dintre astea ieftine de la Dedeman, până ce le face socrul meu pe cele ale noastre. Dar încă nu știu dacă se merită, am cumpărat o ușă dintre aceasta ieftină și am pus-o la... între garaj și cămară, ca să avem închis casa efectiv. Doar că nu știu dacă mi-aș dori ușile acelea la noi în casă și nu știu dacă se merită să le cumpărăm mai scumpi și apoi să le scoatem. Asta momentan nu e o problemă. Problema era să avem, să putem să plecăm de acasă și să nu lăsăm casa deschisă, să avem uși, să încuiem tot cu chei și să fie totul safe. Asta s-a rezolvat. Mi-a venit astăzi comanda de mobilă de bucătărie de la IKEA. Sper să fie în regulă, o să o montăm zilele viitoare. Iar acum eu am mai pus din lucruri, nu știu ce să vă mai spun, că dulapurile sunt aproape goale, sunt 90% goale. Eu am tot dus din lucruri, am tot cărat, dar au mai rămas dulapurile în sine, au rămas... am spus, mașina de spălat, frigider, aragaz, mai rămas cuptorul cu microunde, mașina de cafea, espresorul de cafea, și o grămadă de lucrușoare. Și eu acum sunt într-un moment în care nu știu unde să mai pun lucrurile rămase, pentru că
grosul, ca să zic așa, din dulapuri, eu l-am pus în cutii și l-am dus. Dar au mai rămas 2-3 de aici, 2-3 de aici. Acum nu știu cum să fac și cum să le pun pe toate ca să fie totul bine. Vine Rareș cu mașina socrilor, cu Ford-ul și cu o remorcuță ca să putem să băgăm acolo cât de multe lucruri. Și vine și fratele meu care îl ajută pe Rareș să care toate cele. Eu acum ce fac? Am curățat frigiderul ca să fie pregătit de dus. Am strâns, am mai scos de prin dulapuri ce mai aveam, dar mai am treabă. Însă am prins un moment și am zis că vreau să filmez acum, să vorbesc cu voi, să vă explic ce și cum. După asta, după ce vine fratele meu, cred că o să merg și eu încolo la țară astăzi. Nu mai, deci scoatem, pun în cutie, acum mai am o cutie aici lângă mine, pun toate farfurile cu oalele, tigăile. Nu mai las nimic, nu mai am gând să mai gătesc. În seara asta o să mâncăm noi ceva. Mâine vreau să merg la casă, mâine e vineri, vreau să merg toată ziua la casă. Trebuie să mai cumpărăm baterie la baie, lavoarul și pară dintre aceea de duș ca să putem să folosim baia. Am dat comandă de sticla aceea de la duș pentru că nu o să avem o cabină, o să avem un paravan așa de sticlă. Am dat comandă și trebuie să ne vină în 2 săptămâni. Ce mai avem de făcut? Dacă montăm mobila la bucătărie, duminică o să vină să ne pună faianța. Apoi trebuie să mai mergem să vedem, ori o să meargă Rareș și să cumpere blatul de la Ikea pentru că are un drum cu fratele lui, vine fratele lui din Anglia. Și are un drum la București, posibil, și să meargă să cumpere blatul nostru de bucătărie, pentru că asta mai avem nevoie, și apoi chiuvetă, tot la fel, baterie dintre aia la chiuvetă și dacă ne ajută Doamne să reușim să le facem pe toate așa, probabil că o să stăm vreo săptămână fără bucătărie, până ce rezolvăm cu blatul și terminăm așa ca să putem să folosim și bucătăria, dar încercăm să ne facem condiții cât mai bune să putem să ne mutăm. O cumpărat Rareș plinta, trebuie să o monteze, să vedem socrul meu când mai are timp. Ce să vă mai spun că am mai făcut? Am mai făcut așa din lucruri, Rareș a făcut foarte multe, el acolo a făcut foarte multe. Tot felul de, foarte multă bătaie de cap cu tot felul de detalii, mărunțușuri, de mers la Dedeman, de cumpărat tot felul de chestiuții, șuruburi, cabluri, eu nu mă pricep să vă spun, dar au fost foarte multe drumuri. Rareș a fost în fiecare zi la Dedeman. Și-a avut o grămadă de cumpărat. O să merg la casă și o să încerc să filmez astăzi, dar mâine vreau să fac un alt vlog. Nu știu dacă o să filmez astăzi ceva la casă, ca să filmez mâine și să vă fac mâine un update. Mâine este ziua noastră, facem 6 ani de la colonia civilă. Noi de obicei sărbătoream, dar mâine nu cred că o să facem nimic, de fapt, sigur, pentru că mâine o să fim la casă cu treburi. Cred că o să merg să-mi șterg geamurile, trebuie să cumpărăm... Nu știu cum îi spune, șină dintre aceea pentru perdele, avem cât, sper să-mi fi venit și draperiile de la Ikea, să le montăm pentru că nu ne putem muta în casă fără perdele, n-avem cum. Ce să vă mai spun că mai este de făcut, că nici eu nu știu, s-au făcut foarte multe, mai sunt încă foarte multe de făcut și sperăm, nu vreau să mai spun pentru că vedeți voi planurile astea, nu întotdeauna ne ies, îmi cer scuze pentru cei în spatele meu, biblioteca trebuie să vină Rareș să o demonteze ca să putem să o luăm, am o grămadă de cutii, stau pe o saltea. Am zis totuși să vorbesc cu voi, mă duc fuguța la treabă, asta se întâmplă, vine Rareș, mai cărăm lucrurile mari, care sunt cele mai mari, în rest tot o cărat Rareș, dar astea mari nu le putem căra cu mașina noastră. Cărăm, mai stăm aici 2-3 zile, cred că cu salteluță și cu nimic, cu televizorul și atât. Și apoi, cred că pe luni, duminică luni, o să fim la noi în căsuță. Dacă ne ajută Dumnezeu să fie așa cum ne planificăm noi. Cam asta ar fi. Mulțumesc tare mult pentru vizionare și mulțumesc tare mult pentru toată susținerea voastră. Văd că sunteți super interesați de ce facem noi în perioada aceasta. Sper să vă placă vlogurile acestea ale noastre, eu deja mă uit cu drag la ele de acum câteva zile, deja mă uit și nu-mi dau, adică nu vine să cred câte multe am făcut și câte multe au fost și încă mai sunt foarte multe, dar s-au rezolvat între timp foarte, foarte multe lucruri. Mulțumesc pentru susținere și vă invit să vă uitați în continuare la noi, vă pup cu drag și ne vedem mai târzișor, mă duc că mai am o grămadă de făcut și trebuie să vină Rareș și... Casa mea este vraiște, pentru că eu tot am scos dintr-un dulap, dar tot eu rămas pe dos. O să vedem ce rămâne după ce
cărărare și toate lucrurile și să vă arăt și vouă ce și cum. Vă pup! Bună ziua! A venit și Filip acasă, noi cărăm aici, scoatem. Poftim? Merg și eu, dar ce-i pe mânuța ta? Ce ai aici? Aici, aici, aici. Ce ai aici? Nu mai știu. Ai venit gata de treabă? Dă noroc, gata. Pune, ce faci, gata? Merge seama. A venit fratele meu Șopca, băieții de cărat, rămâne casa pustie, nu vine să credeți, rămâne goală, goală, goală. Am o senzație și am așa un nod în gât. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Where did she go? Was I supposed to know that she'd leave? Was I denied to think that she'd be the one? Just tell me why did she go? Apartamentul din ce în ce mai gol, mai avem doar câteva lucruri în el. Am lăsat frigiderul acela mic și mai avem aici cuptorul cu microunde, în rest ce am mai avut noi, dulapurile astea de pe aici le-am avut, dar trebuie să le mai golesc, mai am așa, am pus acolo lucruri și să le curățăm și cam atât. Aici avem salteluța pusă pe jos, iar aici am scos comoda aceea, au dus-o băieții și am lăsat dulapul acesta aici. Deci tot este un mare, 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 mare haos. Cam asta ar fi. Cam asta ar fi. Mergem să le ducem. Asta e toată căsuța noastră aici, practic. Cel puțin jumătate din apartamentul nostru a intrat aici. Nu, că am mai dus o grămadă, am mai dus noi o tonă de cutii înainte. Hai, să mergem. Hai, în scaunel. E full. Toată mașina e full. De lucruri aici avem bolidul lui Filip. Mașina lui. Say something that will make my day. E bine acolo. 'Cause these memories of her won't go away. Haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Noi am ajuns. Eu m-am plâns, nu m-ați mai văzut. M-a copleșit așa toată situația. Nici nu vreau să mă victimizez aici sau ceva, dar pur și simplu astea sentimentele mele din prezent. Apartamentul a rămas gol, aproape gol. Mai avem doar câteva lucruri de cărat. Am ajuns în curtea noastră, dar nu putem să
să scoatem acum să scoatem lucrurile din remorcă, pentru că nu avem cu cine și deja e foarte târziu, e 9. Și să mergem spre casă, să dormim, că e foarte târziu. E foarte târziu, suntem super obosiți. Și mâine venim din nou, mâine o să fim aici, mâine o să avem multe lucruri de făcut, foarte, foarte multe lucruri, mâine vineri. Dar asta voiam să spun, că am un amalgam așa de sentimente, de tot felul. Rareș râde de mine. Am zis că râzi de mine, că plâng. Da, ne vedem mai târziu. O floristică. Da, nu vă mai arăt ce s-a mai făcut la casă, ca să vă arăt mâine. Este 93 minute și o să închid aici vlogul. Motocicleta e în mașină. Aici sunt toate lucrurile noastre. Mă duc să văd puțin în casă, dar o să vă arăt mâine, nu vă mai arăt acum, pentru că și mâine voi filma un vlog și voi începe un vlog. Aici avem comanda de la Ikea, comanda care o să vă arătăm, e mobila de bucătărie și draperiile. Care arată așa, credeam că și un gri mai închis, dar sunt foarte faine. O să vină două acolo și două acolo. Și cam atât pentru astăzi, îmi cer scuze pentru cum arăt, dar pur și simplu foarte greu mă opresc din plâns, pentru că mă copleșit emoțiile, pur și simplu. V-am pupat cu drag și vă aștept cu mare drag în vlogul următor. Mulțumesc pentru vizionare, pentru susținere și da, ne vedem mâine.